Vă salut din nou, dragi prieteni. Vreau să vă prezint un nou model de crescătorie pe care vreau să-l fac. Este vorba de o crescătorie de 6 metri. O să fie o crescătorie făcută destul de simplu. Scheletul este realizat din țeavă pătrată și pe urmă învelișul și cadrul, o să vedeți, o să-l facem din material lemnos. O să fie o crescătorie care vreau să o fac cu niște funcționalități foarte bune pentru etapele de pui. Aici o să avem tinerii, etape de pui. Și vreau să vă arăt pas cu pas cum o să facem această crescătorie și să vedeți și costurile la care o să se ridice. Deci am ales să fac un cadru metalic pentru că, sincer să fiu, încercăm și o variantă de crescătorie cu un buget redus și să vedem dacă putem să o ducem la niște funcționalități bune. Chiar până la sfârșitul acestui proiect o să vedeți că până la urmă o să facem și niște materiale video cu pui care vor zbura în această toamnă din această crescătorie. Cum e realizată? Haideți să vedeți mai de aproape. În primul rând vreau să vă spun că picioarele, din ce observați, sunt puse pe niște cărămizi, da? Ele au fost puse la boloboc, sub unele am săpat, unele am adăugat, unele am scos. Au fost puse la boloboc pentru că este totuși începutul februarie, am început în ianuarie construcția și nu putem să turnăm ciment pentru că cimentul, dacă îngheață, probabil nu vreau să mă risc să crape. Bun, haideți să vă arăt și cum am făcut acest cadru. Din ce vedeți, sunt picioarele, înălțimea o să fie undeva în jur de 1,90-2 metri. Cadru, podeaua, am făcut-o din țeavă pătrată. Majoritatea cadrului e făcut din țeavă pătrată. Impropriu spus pătrată, este țeavă dreptunghiulară în secțiune, cu o grosime de 2 mm și dimensiunile sunt 4x3. 4 cm înălțime, 3 lățime și 2 mm grosime în carne, cum se spune la țeavă. Am pus aceste coaste, care o să reprezinte podeaua, le-am pus undeva la 60 de cm, 60 de cm între ele, pe care o să vedeți că o să punem niște lăteți de puțin mai groși, cum sunt acei lăteți de țiglă, pe care o să-i prindem cu șuruburi autoforante. Iar peste acei lăteți, o să punem destul de des acei lăteți și peste acei lăteți o să punem placaj. La fel și pereții, o să punem niște lăteți sau scânduri frumos puse și o să vină îmbrăcate în lemn. Vedem, ori lambriuri, ori placaj. Vrem lemn pentru că lemnul absorbe foarte mult, din umiditate și vrem să ferim această crescătorie de umiditate. Și pe lângă lucrul ăsta o să vedeți că o să arate foarte fain la final. Ca și dimensiuni, am păstrat, ce se întâmplă, țevile vin în bară de 6 metri și am vrut să păstrăm exact aceeași lungime. Dacă observați, am pus două pe o parte și pe alta la bază, la baza podelei, am pus două țevi de 6 metri. Și lățimea am făcut-o de 2 metri. Poate, nu știu, acum stau și mă gândesc, poate ar fi fost mai bine un 2,50, dar lăsăm așa pe 2 metri. Lăsăm pe 2 metri. Și am tăiat țevile. Țevile vin la 6 metri, cum am spus, am tăiat țevile. Nu sunt chiar, sunt 2 metri fără 3 × 3, 6 cm. Da? Ceva 1,94. Vin barele tăiate, aceste bare, la 1,94 vin tăiate și le-am sudat, așa cum am spus, la 60 de centimetri. Iar după ce o să facem și cadrul sus, haideți să vă arăt. Acum, dacă observați, aici avem puse jos niște bare care o să facă legătura între stâlpii de sus. Ei nu sunt foarte drepți acum, dar în momentul când o să vedeți, când sudăm barele sus și sudăm și între cele două bare, între cele două laterale, cadrul va fi destul de bine poziționat. Va fi destul de bine poziționat. Sus o să vină un acoperiș, un tavan făcut din placaj cu aerisire reglabilă. Sus în tavan o să facem aerisirea reglabilă. Și acoperișul o să vedem, ori o să-l facem din țiglă cu o înclinație mai accentuată, ori o să vină din ceva țigle de azbociment sau ceva de genul, material de genul ăla.
și prin lateralele podului o să lăsăm deschis ca să circule, adică deschis, impropriu spus deschis, pentru că o să punem niște plasă, deschis pentru circulația aerului, o să se formeze sus în pod o pungă de aer și aerisirea, v-am spus, o să fie reglabilă prin tavan. În față cele două, ca să vă spun că nu v-am spus cum am structurat, adică cum am plănuit această crescătorie, o să fie pentru pui care o să jucăm eventual pe un sistem de întuneric. Va fi specială pentru pui care vrem să ne distrăm cu ei la pui. Va fi cu 1, 2, 3 compartimente. În prima fază o să ținem pui în două compartimente, stânga și dreapta, identice. Vor fi identice, vor arăta identic. Și în mijloc o să avem un compartiment puțin mai mic, adică o să fie un culoar între cele două, mascat, cu niște uși glisante, unde vor fi boxe. Dar puii nu vor avea acolo acces decât spre finalul competițiilor, când ajungem la etapele de lungă distanță, să încercăm să-i motivăm pe boxe. După ce puii se maturizează, fiind ținuți la întuneric, după ce o se maturizează sexual, o să împărțim puii, nu știu, stânga, dreapta, o să vedem stânga mascul, dreapta femeie, în compartimente egale și o să-i învățăm să intre pe spurnicele laterale, fiecare pentru compartimentul lui, sau poate o să gândim o intrare chiar pe mijloc, o singură intrare pe mijloc, dar acea intrare să fie împărțită în două și doar la competiții, când vor sosi pui de la concurs, vor putea intra în ambele părți ca ei să se întâlnească, masculii cu femelele, tot pentru motivare. Iar în timpul săptămânii când vor intra pe jumate de spurnic și fiecare va intra în compartimentul lor. Eventual o să antrenăm în cursul dimineții femelele și în cursul serii masculii. După ce, atenție, după ce o să-i despărțim pe sexe. Și eventual o să facem prin rotație liberarea lor. Este o metodă care este foarte folosită în afara țării și mai ales în Belgia, este foarte folosită și testată acolo și o să încercăm să o adaptăm la condițiile noastre, la timpul care îl avem și în funcție de problemele ce vor apărea pe parcurs. Am lăsat-o așa înaltă, undeva la 70 de centimetri. Vreau să fie destul de uscată sub, să nu fie umiditate. O să îmbrăcăm partea din față cu ceva, nu știu, cu o plasă măruntă, să nu se vadă, să fie și un design frumos. Nu o să facem cu grătare pe jos, la pui o să facem cu podea, o să curățăm zilnic, să fie totul igienă, pentru că, după cum probabil ați auzit și ce am auzit și eu de la specialiștii cu care am discutat, în momentul când ținem puiul pe stand de întuneric, ei devin mult mai sensibili la boli și la afecțiuni. Din cauza aia vrem să ne asigurăm că pe partea de igienă vom respecta toate condițiile, în sensul că vom igieniza constant crescătoria și pe lângă toate acestea vrem să, nu știu, să menținem și o crescătorie cât se poate de uscată. Pentru că și când vor începe, vă dați seama, și puii să intre în competiție și ăștia, va fi o doză foarte mare de stres, o doză mare de stres care le va scădea considerabil imunitatea și trebuie să fim foarte, foarte atenți. Pe parcurs ce o să mai avansăm cu construcția, o să vă ținem la curent cu tot ce am făcut, o să vă dăm și dimensiunile. Deci ca să vă faceți o idee de dimensiuni, să luăm așa, picioarele sunt undeva la 70, lățime 2 metri, lungime 6 metri, înălțime 2 metri, la care o să adauge și acoperișul. Ca și costuri, atenție, ca și costuri, până în momentul de față, tot ce vedeți aici, cu țeavă, cu electroz, cu pânzele de flex, este undeva la 500 de lei. 500 de lei, atenție, acum, exact în stadiul ăsta, nu țevile care sunt puse nesudate, pentru că le-a implicat al cost, e a doua serie de bare care a luat-o, deci am luat 10 bare și ce vedeți că este sudat și pus în picioare, este exact tot ce se încadrează în suma de, nu știu, circa 460 de lei, să zic, ceva de genul, 10 bare. Plus la care se adaugă pânzele de flex care le-am consumat să tăiem bare la dimensiune, plus electrozii, deci hai să spunem 500 de lei. Și de-aia vrem pe parcursul fiecarei operațiuni să vă ținem la curent cu costurile la care o să ridice crescătoria și la final să vedeți funcționalitatea crescătoriei și dacă lucrurile merg bine o să asistăm și la niște sosiri cu această crescătorie.
Ok, vă mulțumesc pentru atenție și o să ne vedem în alt episod să vedem cum a evoluat construcția noii crescătorii dedicate exclusiv puiilor, da? Vă salut și toate cele bune!